Doamnelor și domnilor, bună ziua! Încep știrile. Valul de scumpiri de anul acesta i-a determinat pe români să schimbe obiceiurile de Paște. Dacă în urmă cu câțiva ani masa era îmbelșugată, iar stațiunile turistice erau pline, acum bugetul este mult mai mic, așadar posibilitățile mai puține. Conform unui studiu realizat recent, românii cheltuie în medie puțin peste 500 de lei pentru masa de Paște, iar alte cheltuieli, cum ar fi cadouri sau vacanțe, au fost tăiate de pe listă. Anul acesta românii vor scoate din buzunar pentru produsele alimentare și băuturile de pe masa de Paște 533 de lei. În urma studiului, 45% dintre respondenți susțin că vor cheltui la fel ca anul trecut. 17% vor aloca un buget mai mare ca anul trecut, pe când 37% au decis să aloce o sumă mai mică față de anul precedent. Din bugetul alocat pentru sărbătorile pascale, românii au decis ca cei mai mulți bani să-i dea pe alimentele de bază, în timp ce sumele alocate pentru vacanță și călătorii au scăzut. În privința cadourilor de Paște, românii vor scoate din buzunar cele mai mari sume pentru articole vestimentare, urmate de produse pentru casă, dar și jucării. Dacă acum 2 ani cei mai mulți români își achiziționau produsele din magazinele online, anul acesta vor merge în hipermarketuri și supermarketuri pentru cadourile de Paște. Și în preajma sărbătorilor de Paște, oamenii vor să facă o faptă bună. 4 din 10 români din mediul urban vor face donații către orfelinat, aziluri de bătrâni sau cazuri sociale, în timp ce 26% vor dona lucruri. Datele prezentate fac parte din studiul săptămânal iSense Solutions Omnibus, care s-a desfășurat în perioada 15-18 aprilie 2022. Pe un eșantion de 1009 respondenți, cu o marjă de eroare de plus-minus 3,09%. Avertisment îngrijorător de la Banca Mondială. Lumea se confruntă cu o catastrofă umanitară din cauza crizei alimentare apărute în urma războiului, a declarat președintele Băncii Mondiale. El prognozează o creștere de 37% a prețurilor la alimente. Oficialul a avertizat că avansul prețurilor împinge sute de milioane de oameni în sărăcie și reprezintă o provocare politică și pentru guvernele care nu pot face nimic în privința asta. Din păcate, președintele Băncii Mondiale are dreptate, pentru că atât Ucraina cât și Rusia erau furnizoare de cereale și altor produse. Sigur că războiul va îngreuna foarte mult desfășurarea activității în Ucraina, nu se știe cât se mai cultivă, ce livră se va face și așa lanțurile comerciale nu s-au refăcut după pandemie. Fostul ministru de finanțe a precizat că la nivelul Uniunii Europene ar trebui să existe o strategie privind înlocuirea acestor lanțuri comerciale. Dar și România poate să facă mult investind în producția agricolă și în procesare, dar și crearea de platforme comerciale. Anterior, premierul Nicolae Ciucă a anunțat că guvernul va introduce de la 1 iunie o schemă de ajutor de stat în valoare de 200 de milioane de euro. Am văzut primul ministru că a lansat un program privind ajutorul pentru fermieri și producătorii, cei care procesează produsele agroalimentare. Aici noi ar trebui să inversăm stimularea economică. Până acum a fost pe bază de consum bazată pe importuri. România importă produse alimentare cu valoare adăugată și exportă materii prime, subliniază fostul ministru de finanțe. Ar trebui aceste materii prime să rămână în România ca să producem, să realizăm produse. Avem o oportunitate, sigur, trebuie o decizie foarte fermă din partea guvernului și a mediului de afaceri. Oficialii europeni sunt șocați de poluarea din România. În urma unei vizite în țara noastră, managerul Centrului pentru Biodiversitate al Comisiei Europene a vorbit despre starea deplorabilă în care se află mediul natural. Ministrul Mediului, Tanțoș Barna, a apărat însă România, ba chiar l-a contrazis pe european, explicând ce soluții vor fi aplicate în țara noastră care nu se confruntă cu un ecocid. Este o generalizare a unei păreri personale și unor chestiuni locale, sper, pentru că România în continuare are biodiversitate extrem de valoroasă și nu putem să spunem că este un ecocid. Dar dânsul are dreptate în ceea ce privește situația rușinoasă a unor localități în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Ministrul Mediului a ținut să precizeze că România are în continuare biodiversitate extrem de valoroasă și nu este un ecocid. De aceea, Ministerul a lansat această campanie Curățăm România, ca să atragem în această acțiune toate unitățile administrative teritoriale, toate primăriile, pentru că primăriile trebuie să înțeleagă și să conștientizeze odată pentru totdeauna că gestionarea deșeurilor este obligația lor.
este obligația lor să asigure colectare selectivă, este obligația lor să colecteze deșeurile abandonate pe teritoriul localității și este obligația lor să amendeze sau să sesizeze acele abandonări de deșeuri pe care le constată. Acesta a adăugat faptul că primăriile trebuie să înțeleagă și să conștientizeze că gestionarea deșeurilor este obligația lor. Atât poliția cât și Garda de Mediu vor organiza și mai multe controle și sper să reușim să organizăm și flagrante, astfel încât persoanele vinovate să ajungă chiar în închisoare, pentru că este inadmisibil, nu este generalizată la nivel național, sunt foarte multe localități unde există responsabilizarea cetățenilor, există colectare selectivă, există best practice, există exemple pozitive și nu putem să spunem că este o generalizare la nivel național. Sunt câteva localități, câteva regiuni unde oamenilor nu le pasă. Nu le pasă celor care sunt aleși în funcții publice pe plan local, nu le pasă celor care ar trebui să fie zi și noapte să organizeze flagrant. Anterior, Tanțoș Barna a anunțat că guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care cuprinde măsuri de eficientizare a gestionării deșeurilor, prevederi care se aplică în acest moment. Am avut foarte mult sprijin în ultima perioadă de la Ministerul de Interne, am avut razii organizate și a sedut și dumneavoastră cu zeci, sute de polițiști, unde, dincolo de aceste fapte ilegale cu privire la afectarea mediului înconjurător, au fost constatate și racordări, branșamente ilegale la rețeaua de electricitate, alte infracțiuni conexe activităților de ardere. Deci este un fenomen complex împotriva căruia luptă nu doar Ministerul Mediului, ci trebuie să lupte și Ministerul de Interne, procurorii, să nu mai închide dosarele cu neînceperea urmăririi penale sau cu clasare, pentru că dacă nu sunt duse până la bun sfârșit aceste dosare și nu sunt încheiate procedurile cu condamnare, munca Gărzii de Mediu este degeaba. Guvernul ia măsuri pentru încurajarea investițiilor în economia românească. În ședința de guvern de astăzi a fost aprobată o schemă de ajutor de stat de care vor beneficia investițiile în economie, a căror valoare inițială se ridică la 1 milion de euro. Întreg pachetul este în valoare de 200 de milioane de euro. Schema de ajutor de stat de care vor beneficia investițiile în economia României, a căror valoare inițială va fi de minim 1 milion de euro. Continuăm deci să dezvoltăm toate elementele de reglementare, să luăm toate măsurile necesare la nivelul guvernului, astfel încât aceste măsuri să intre cât mai repede în vigoare și să producă efecte așa cum ne-am asumat. Potrivit premierului, programul are o valoare de 200 de milioane de euro. Ceea ce cred că este foarte important de subliniat este faptul că aduce câteva elemente de noutate în sensul în care dorim ca prin aceste măsuri să producem efect multiplicator în economia românească, să avem valoare adăugată cât mai mare și în felul acesta considerăm că este foarte important să ne focalizăm pe ceea ce înseamnă industria prelucrătoare, construcțiile, informatică și comunicații, Horeca și, nu în ultimul rând, investițiile în sănătate și asistență socială. Și numărul cererilor de finanțare prin acest program crește, spune premierul. Începând de anul trecut, numărul de cereri de finanțare a crescut constant, în acest an fiind deja emise 50 de finanțări din totalul de 144 câte se află la Ministerul de Finanțe și acestea sunt pentru firme care fac parte din industria auto, aeronautică, industria
alimentară, electrocasnice, farmaceutică și, nu în ultimul rând, a materialelor de construcții. Program special de sărbători pentru transportul în comun din capitală. Metrorex a anunțat că noaptea de înviere metroul va circula pe tot parcursul nopții. La STB, programul va fi unul redus în Vinerea Mare, dar și în a doua zi de Paște. Cei care vor să circule cu metroul în noaptea de înviere o vor putea face. Potrivit Metrorex, între 23 și 24 aprilie, programul va fi non-stop. Între orele 23 și 1, metroul va circula la intervale de 10 minute, iar în intervalul 1 și 5 vor veni în stație la 20 de minute. România au parte însă de o interdicție, chiar dacă e sărbătoare, să nu intre cu lumânările aprinse în subteran, anunță Metrorex. Astfel, credincioșii care vor să aducă lumina sfântă acasă vor fi nevoiți să caute alternative. STB, pe de altă parte, a anunțat că vineri 22 aprilie, dar și luni, pe 25 aprilie, programul va fi conform unei zile de duminică. Schimbarea vine însă în noaptea de înviere, când autobuzele de noapte alături de linia 783, dar și linia tramvaiului 1, vor circula non-stop. Suplimentar, tramvaiul 41 va circula la un interval de 40 de minute exclusiv în noaptea de înviere. Reprezentanții STB nu au anunțat vreo interdicție de a intra cu candele aprinse în vehicule. Noul director al companiei Tarom este acuzat că vrea să păcălească Guvernul României și Comisia Europeană în ceea ce privește planul de concediere colectivă, lucru negat de altfel de purtătorul de cuvânt al Ministerului Transporturilor. De altfel, compania a solicitat un ajutor de 90 de milioane de euro de la Bruxelles ca urmare a pierderilor suferite în pandemie. Nu știu cum ar putea domnul Mihăiță Ursu să păcălească Comisia Europeană și Ministerul Transporturilor, pentru că aici nu știu că alba neagră. Aici e o schemă clară, pui cine rămâne, cine pleacă. Legat de concedierile masive, Ministrul Transporturilor recunoaște faptul că în instituțiile statului sunt și angajați care nu sunt de folos. Nu este vorba despre o concediere masă, este vorba de o reașezare a schemei Tarom. Acum, dacă ne uităm, statul român, de-a lungul timpului, a tot acumulat personal. O parte din personal n-a fost obiectul de activitate al companiei respective. Tocmai pentru a nu se mai ajunge în situații de blocaj în care... Domnule Șerbănescu... Gândiți-vă că 160 de milioane de dolari datorie în momentul acesta. Domnul Ursu a angajat în decursul celor două mandate, a câte 4 luni, 4 consilieri cu 16.000 de lei salariu, domnule. Despre asta vorbeam. Cât despre concedierile care vor urma la Tarom, oficialii din transporturi au confirmat că mai bine de jumătate dintre angajați ar trebui să plece, conform angajamentului de la Bruxelles. 700 de persoane trebuie să rămână practic în schemă în mod normal, chestiuni discutate cu Comisia Europeană, bineînțeles. Aceste firme de recrutare vor lua practic la verificat schemele companiilor, vor lucra în concurență și vor lua la verificat schemele companiilor și vor găsi schema optimă. Tarom va primi un sprijin de la Comisia Europeană în valoare de 90 de milioane de euro ca urmare a pierderilor suferite în timpul pandemiei. Fermierii români afectați de pandemie vor primi un sprijin financiar din partea guvernului. Executivul va adopta un pachet de sprijin de peste 400 de milioane de lei pentru 95.000 de agricultori români. Anunțul a fost făcut de premierul Nicolae Ciucă. El a precizat că va continua să sprijine domeniul agricol. Pentru susținerea fermierilor alocăm 450 de milioane de lei, sumă de care vor beneficia 95.000 de fermieri care au fost afectați de efectele pandemiei de COVID-19. Noul ajutor acordat vine pentru ca fermierii români să poată să acopere scumpirile de la energie și combustibili. Este un sprijin pe care fermierii îl așteaptă și prin care noi sperăm să contribuim la tot ceea ce înseamnă redresarea agriculturii românești, redresarea producției în fermele românești. Vom continua ca pe baza bunelor practici să dezvoltăm astfel de pachete de măsuri și să continuăm să sprijinim agricultura și industria alimentară din România. Cu toate acestea, fermierii nu sunt mulțumiți și spun că suma este mult prea mică pentru a-și acoperi pierderile.
Premierul Nicolae Ciucă a făcut un apel la toate instituțiile statului să vegheze la buna desfășurare a sărbătorilor pascale. Șeful guvernului a cerut autorităților de control să intensifice verificările din piețe și magazine, dar și polițiștilor și jandarmilor să se asigure că pe perioada Paștelui, dar și a weekendului de 1 mai, nu vor fi incidente. Am văzut și partea aceasta de escaladare a prețurilor la anumite produse. Am discutat cu instituțiile de linie, astfel încât prin ANSVSA, prin Autoritatea de Protecție a Consumatorului, să veghem astfel încât să se evite specula și cetățenii să beneficieze de prețul corect al produselor și de asemenea să asigurăm siguranța alimentară peste tot acolo unde se comercializează astfel de produse. Pe lângă febra cumpărăturilor, în această perioadă apare și febra petrecerilor, care de multe ori se termină prost. Premierul Nicolae Ciucă a făcut în acest context apel și la medici, dar și la forțele de ordine. Sunt convins că la nivelul celorlalte instituții, și aici mă refer la cadrele medicale, la polițiști, la jandarmi, la pompieri, la smurd, au făcut-o de fiecare dată, sunt convins că o vor face și acum, asigurând serviciu permanent de continuitate și să fie în măsură să intervină dacă va fi cazul, sperăm să nu fie cazul și să petrecem sărbătorile în liniște. Fiind ultima ședință de guvern înainte de Paște, premierul le-a urat românilor sărbători fericite. Le mulțumesc tuturor celor care sunt la datorie, iar cetățenilor noștri le doresc sărbători liniștite, să se bucure alături de familie și de cei dragi, sărbători frumoase. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Daniel, a transmis tradiționalul mesaj de Paști. Patriarhul îndeamnă la bunătate și pace și la rugăciuni pentru încetarea războiului de la granițele României. Învierea din morți a Domnului Iisus Hristos înseamnă biruința iubirii Lui răstignite asupra morții cauzate de ură și violență. Însă învierea Lui Hristos nu este revenire la viața biologică pământească, ci ea este trecerea de la viața pământească vremelnică la viața cerească veșnică. De aceea, la slujba învierii din noaptea de Paști cântăm: astăzi prăznuim omorârea morții și începutul unei alte vieți, viața veșnică. Deoarece Hristos cel înviat din morți a dăruit femeilor mironosițe bucurie, iar ucenicilor săi pace, sărbătoarea Sfintelor Paști ne îndeamnă pe toți creștinii să împărtășim celor din jurul nostru bucuria și pacea lui Hristos prin rugăciune și fapte bune. În mod deosebit să ne rugăm pentru încetarea războiului în Ucraina și să ajutăm pe refugiații ucraineni. De asemenea, să arătăm prețuire și iubire milostivă tuturor oamenilor bolnavi și întristați, bătrâni și singuri, dar și copiilor din familiile sărace. Totodată, să păstrăm în iubirea noastră frățească pe toți românii aflați în jurul granițelor României și în diaspora română. Cu prilejul sărbătorii Sfintelor Paști, vă adresăm tuturor doriri de pace și bucurie, sănătate și fericire, dinpreună cu salutarea pascală: Hristos a înviat, adevărat a înviat! După atâta frig și ploi, vremea pare că se încălzește, dar nu în toată țara. La munte va mai fulgui, însă în weekend și în prima zi de Paște vom avea o vreme frumoasă, cu temperaturi de peste 20 de grade. Începe un proces de încălzire, poate mai puțin spectaculos astăzi, totuși în medie se spune temperaturi maxime cu 2 grade sau 3 mai mari.
și la București cam în jur de 17, poate chiar 18 grade și putem spune chiar o vreme în general frumoasă astăzi. Ploi puțină, mai probabil în nordul Moldovei, iar spre seară un sistem năros va intra în Banat și în Oltenia, unde ploile vor continua în cursul nopții. Dar de mâine vremea se va încălzi, însă vor fi și ploi, ne anunță meteorologii. Vorbim astfel pentru vineri de temperaturi care ajung până la 20-22 de grade în sud-vestul țării. Cele mai mici rămân și ele totuși peste 12-14 grade, deci iată continuă creșterea. Pentru sudul, sud-estul și estul țării, de asemenea, ploi, dar mai liniștite și pe arii mai restrânse în cursul zilei. În schimb, noaptea n-ar mai trebui să plouă. Cât despre cei care și-au făcut planuri de plecare în ziua de Paște, meteorologii ne dau vești bune. Ziua de duminică, prima zi de Paște, se arată cu o vreme în general frumoasă, datele actuale așa o arată, și continuă creșterea de temperatură, astfel încât vom ajunge la 25, poate chiar și valori mai mari de 25 de grade. Din nou la știri, un nou scandal la o benzinărie din România, unde prețul afișat nu corespunde deloc cu cel de la pompă. În timp ce șoferii cred că vor plăti o anumită sumă pentru carburant, ei ajung de fapt să scoată mai mulți bani din buzunar. Revoltat, un client a filmat momentul și i-a dat în vileag pe proprietarii stației de alimentare. S-a întâmplat la o stație de alimentare din Turda, situată pe strada Ștefan cel Mare. În momentul surprins, diferența de preț dintre panoul de afișaj și pompă era de 50 de bani. Toate acestea se întâmplă în ciuda creșterii alarmante a prețului la combustibil din ultimele luni, care se pare că nu împiedică benzinăriile să obțină cât mai mulți bani de la șoferi. În timp ce stația de alimentare pretindea că vinde motorină cu 8,63 de lei, în realitate clienții plăteau pentru un litru de combustibil 9,13 lei. Un șofer a observat această diferență și a filmat momentul, revoltat că benzinăria a încercat să-și înșele clienții. Refugiații ucraineni au fost depistați de polițiști aflați într-un elicopter. 4 bărbați veniți din Ucraina au încercat să intre ilegal în țara noastră, dar au fost prinși de polițiști de frontieră care desfășurau o patrulă aeriană. În cadrul unei misiuni cu elicopterul, polițiștii au observat în zona localității de frontieră Dresca 4 persoane de sex masculin care încercau să intre ilegal în țara noastră. Inițial, cei 4 indivizi au fost monitorizați, iar ulterior, elicopterul cu echipajul de poliție a aterizat în locul unde aceștia se aflau. Autoritățile au constatat faptul că cei 4 cetățeni proveneau din Ucraina și au fost transportați la cel mai apropiat sediu de poliție pentru verificări. Bărbații au solicitat protecție din partea statului român pe motiv că vin dintr-o țară care se află în plin război. Au fost demarate toate procedurile necesare pentru aplicarea măsurilor prevăzute în astfel de situații. Între timp, cetățenii ucraineni au fost preluați de Centrul Regional de Cazare pentru solicitanții de azil din Rădăuți. Nu este prima dată când cetățeni veniți din Ucraina au fost prinși când încercau să intre ilegal în țara noastră. La jumătatea lunii martie, 6 ucraineni au încercat să intre în țară fără să completeze documentele, complici fiindu-le mai mulți români. Bugetul militar al Statelor Unite este de aproape 3 ori mai mare comparativ cu al următoarei clasate, China. Cifrele indică sume mari și în dreptul Indiei, Arabiei Saudite, dar și al Franței, Germaniei și Rusiei. Iar în ultimii ani, majoritatea țărilor și-au mărit bugetele militare, astfel că, la nivel global, cheltuielile totale au ajuns la 2 trilioane de dolari. Conform datelor recente, Statele Unite sunt fruntașe în ceea ce privește bugetele militare. Mai exact, au un buget de peste 778 de miliarde de dolari, adică o treime din toate cheltuielile militare de la nivel global. Statele Unite sunt urmate la mare distanță de China, care a dedicat apărării în jur de 252 de miliarde de dolari, adică de 3 ori mai puțin decât americanii. Federația Rusă se plasează pe locul 4 cu un buget militar de 61,7 miliarde de dolari, de 12 ori mai mic decât cel al Statelor Unite.
Moscova a ajuns la această cifră după câțiva ani consecutivi în care a majorat bugetul militar. Totuși, chiar și aceste creșteri au fost cu mult sub cele dorite de Kremlin. În topul țărilor cu cele mai mari cheltuieli militare se mai găsesc Coreea de Sud, Japonia, Arabia Saudită și Regatul Unit. Iar cu bugete de peste 52 de miliarde de dolari, prezente în top 10 sunt și Franța și Germania. Zilele trecute, Germania afirma că nu mai are ce arme să livreze Ucrainei. Calculat la nivel global, cele mai recente cifre indică cheltuieli militare de 2 trilioane de dolari, mai mult decât în orice alt moment al istoriei. Cu o sumă atât de mare dedicată apărării, cheltuielile militare ale Statelor Unite reprezintă numai puțin de 39% din totalul de la nivel global. Din nou, la o distanță mare se găsește China cu o pondere de 13%, urmată de India, Rusia și Marea Britanie, toate cu ponderi situate între 3 și 4%. Dintre toate țările cu bugete mari, singura care nu și-a mărit bugetul pe parcursul anilor trecuți este China. Aceasta s-ar afla într-un plin proces nu doar de extindere a forțelor armate, ci și de modernizare a lor. Beijingul vrea în acest fel să mai reducă decalajul calitativ pe care îl are față de armatele occidentale. Regina Elisabeta II își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Cu această ocazie a fost publicată o nouă fotografie aniversară a reginei împreună cu cei doi cai ai săi, o tradiție pe care urmează de 79 de ani. În plus, în onoarea suveranei va fi susținut și un spectacol grandios ecvestru. Regina Elisabeta II împlinește astăzi 96 de ani, ocazie cu care a fost făcută publică o nouă fotografie cu monarhul britanic împreună cu cei doi cai ai săi. Fotografia a fost de fapt făcută luna trecută la castelul Windsor, dar special pentru această ocazie. Cunoscută pentru faptul că este o mare iubitoare de cai, regina a făcut o tradiție din a se fotografia de ziua ei, lucru pe care îl face încă din 1943. Anul acesta, din cauza unor probleme de sănătate, regina își va petrece ziua de naștere într-un cadru liniștit la reședința ei din Sandringham. Aceasta era locația preferată a prințului Philip, decedat în urmă cu un an. Însă, în onoarea ei, vor fi trase salve de artilerie și va fi organizat un spectacol ecvestru la care vor lua parte peste 500 de cai. Acesta va acoperi istoria regatului de la domnia Elisabetei I până acum. În plus, Elisabeta II a primit deja urări din partea prim-ministrului Boris Johnson și a liderului Partidului Laburist. Elisabeta II s-a născut pe 21 aprilie 1926. Ea a fost încoronată regină în 1953, la aproximativ un an după decesul tatălui ei, regele George al VI-lea. Elisabeta II este monarhul britanic cu cea mai lungă domnie din istoria țării, iar din 1953 încoace ea a avut numai puțin de 14 prim-miniștri. Primul dintre aceștia a fost Winston Churchill, care aparent este în continuare favoritul ei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Imediat vin datele despre vreme, iar de la fix urmează Tocbe 1 cu Aneta Sângiorsan. Noi ne repedem la ora 15. Pe curând!